Reacții după controversata emisiune, convergențe cu Tiberiu Ciobanu și invitații săi. Concret, în cadrul emisiunii, maestrul Ștefan Popa Popas a avut o reacție incredibilă în ceea ce îi privește pe olteni. Publicul din Timișoara s-a schimbat, avem peste 60% olteni în loc de timișoreni și atunci pun și o întrebare: unde sunt valorile Timișoarei? Ce oameni de valoare, cu așa cum l-am avut pe Costinaș, pe Lelu Bihoi. Vă ziceți că și Costinaș era jumătate oltean. Păi da, dar s-a datat foarte bine, știți că... Să nu continuați cu gafa asta, și eu sunt născut la Anila, dar din părinți olteni. În urma declarațiilor, chiar moderatorul emisiunii a atras atenția artistului, care însă și-a menținut apric punctul de vedere. Nu e bine să atacăm, totuși va atrag atenția oltenii moldovenii. Ba da, trebuie să atacăm, pentru că nu au venit cei mai ca lumea din Oltenia. Au venit ciurucurile din Oltenia. Nu înseamnă că... Așa mai avem olteni foarte valoroși, cum este, cum îi spune, scriitorul Nicolae Ceaușescu. Care e Timișoara? Nu zic. Nu, domnule, olteni care au venit în Timișoara și care au făcut carieră și au făcut lucruri ca lumea. Așa eu de aia vorbesc că sunt de valoare. De aia oamenii au venit în anii 50-60 cu probleme de țară, deci, era foame. La ora actuală, Timișoara este invadată de olteni care nu sunt... Dar de ce numai de olteni? Cum? Și de ce numai de olteni? De ce numai pentru că asta am observat eu. Cum de unde știți că sunt tot, poate să vii și moldovești? Păi asta am observat eu la mașini, că toate sunt de două, de boi, de mehedin. Aceste declarații au sănit nemulțumiri ale telespectatorilor, care au asistat indignați. Printre persoanele care reacționează dur la cele spuse de caricaturistul Ștefan Popa Popas, se numără și Daniel Crâjan, viceprimarul liberal al municipiului. Am urmărit stupefiat declarațiile domnului Ștefan Popa Popas la adresa oltenilor care trăiesc, muncesc sau învață, aflându-se doar la facultate în Timișoara, olten pe care i-a numit ciurucuri în limbaj popular cu o nonșalanță incredibilă, în calitate de persoană care face parte dintre aceste ciurucuri, fiind și eu absolvent al Universității de Vest din Timișoara, vreau să-i solicit public domnului Ștefan Popa Popa să revină asupra declarațiilor făcute la adresa oltenilor pe care i-a jignit nemeritat, și să aducă clarificări în spațiu public, pentru că este nevoie de aceste clarificări. De mult au apus vremurile în care oamenii se împărțeau pe criterii etnice sau pe criterii de proveniență din zona din care provin. Nemulțumirea și indignarea acestuia este cu atât mai îndreptățită cu cât Ștefan Popa Popas este cetățean de onoare al municipiului Drobeta-Turnu-Severin, la Palatul Culturii Teodor Costescu, existând chiar o sală care îi poartă numele.